Congrent cu AIF, nu e așa trebuia să trebuie. Da, AE congrent cu AF. AE congrent cu AF. Deci rezultă? Da. Că triunghiul AF este isoscel. Triunghiul AF isoscel. Și să mergem mai departe, să arătăm că ZM e congrent cu TN. BM cu CN. BM cu CN? A, foarte ușor. BM cu CN. Le vom încadra în două triunghi. Așa. În triunghiile BMA și CNA. Ce putem să avem? Putem spune că BA congruent cu CA. Da. Știm că unghiul ABM este cât ACN. Așa, galben, galben. Și mai trebuie latură. Și mai trebuie latură. Știu că unghiul BAM este cât ANC. BAM este cât BAM, adică asta de sus, da? Da. Ăla de sus bălbat, să zic. Asta de unde știam? Din congruența dinainte, da? Da? Dinainte. Din când am zis că triunghiurile sunt congruente, da, atunci și elementele acestea sunt congruente, da? Deci să adăugăm acest lucru, că iar cum este de folos aici. Nu numai ca e, ci și B, A. B, A, E. B, A, E. Este congruent cu F, A, C. B, A, E. Unghiul congruent cu F, A, C. Bă, e cu foacă. Acum, să vedem ce deci avem albastru. Unghi, latură, unghi. Avem unghi, latură, unghi. Corect. Ești perfect. Și pe aici era de mătră că bă, mâncă o grecu, mâncă și ca ta și mâncă la fi. Da. Deci, spunem ce, fie triunghiurile. Triunghiurile care? A, B, M. A, B, M. Și triunghiul care? ABM și AC. ACN. Care au acolo? Ce au? BA cu AC. BA congruent cu AC. Cum se cheamă? Am zis, da. Acum mai spunem că unghiul ABM este cât ACN. ABM. M, congruent cu unghiul A, C, A, C, N, da. A, B, M, cu A, C, N. Și unghiul B, A, M este cât C, A, N. A, M, B, A, M, congruent cu C, A, N. Cu C, A, N. Asta din demonstrație, nu cam demonstrat mai mult. Deci rezultă că triunghiurile sunt congruente. Da, deci rezultă că triunghiul luat înseamnă... Cazul de congruență unghi latură unghi. Unghi latură cu unghi. Triunghiul A, B, M. Congruent cu triunghiul A, C, N. Și triunghiurile fiind congruente... B, M, C, N, C. Deci rezultă că B, M... Este cu C, N. B, M, congruent cu... C, N. Cu C, N. Și gata, și ce? Și beu. Și punctul B. Acum ce? Da, beul a făcut. BF. O să-mi fi bunat. Da, pentru că merge foarte bine. Deci el se chemplice și mă bucur când vede problema și o conduce. Merge foarte bine, sigur. Ce e cu BF? Ce e? Trebuie să l-a comparat. Da. Nu avem pe ce ești cu BF, trebuie să unim, nu? Da. Să ne spun cu culoare. Așa zicem așa. BF și ce e. BF cu ce e. Mă gândeam să iau spre comparare B, F, E da. Și C, F, E. Perfect.
pentru că au în comun B, E congruent cu C, F. Da. Acolo se... Pare că s-a două F este comună. F comună. Asta, că toată F comună. Și acum ne trebuie tot unghiul așa cu tot unghiul așa. Da. Dar acolo nu se formează două unghiuri opuse la vârf? Aici, da, dar nu mă ajută pe mine. Pentru că eu trebuie să arăt că tot bârfâul e cât ce e, da? A, păi știm că unghiul B, E, G, B e D, B e D, da. Este congruent cu D, F, C, deci nipoteză. Ăsta tot așa, nu? Așa. Da. E cât ăsta din partea asta. Da. Asta din triunghi, că triunghiurile erau congruente. Da. Și 180 scădem. Stai să vedem acum. Cum putem arăta? Că se adaugă acum și partea asta cât asta. Deci avem acolo o bucățică de unghi care vine, da. Uite asta, și cu ăsta la altul, ăsta vine în completare așa, celălalt vine în completare așa, și cum arătăm că cele două sunt? Cum mai? Put mai întâi putem să luăm acolo, la intersex. Poate, auzi, poate ne ducem în alte... Da, eu acum mă gândeam să luăm triunghiurile B. Acolo, la intersecție, punem o literă, de exemplu. Aici? Da. L. Da. Luăm triunghiurile D, L, E și C, L, F. D, L, E. Yeah. Și C, L, F. D, L, E. Da, uite că tot trebuie să arăți tot bâfâul cu ce e. Păi da, vreau să arăt acum cu unghiul. Pe bucăți? D, E, L. D, E, L. Nu, B, E, L. B, E, L. Este cât C, F, L. Ce? F, L. Că ăsta s-o puse, dar tot ăsta nu am de unde să știu. Știi ce mă gândeam? Poate nu ne-am dus mai bine triunghiurile astea. Poate alte două triunghiuri sunt deștepte, care să ne liniștească repede. Aici întâmpină dificultățile astea, vezi? Am, da. Ne-am oprit aici, nu știm unghiul ăsta, dacă e cât ăsta la altul. Și mă gândeam că ăsta care avem acum probleme și nu știm ce să facem, intră în D, E, C. Nu? În D, E, C. Triunghiul D, E, C. Da. Care intră și E, C. Foarte tare. D, E, C și B, D, F. Foarte tare. Și B, D, F. Nu cumva ar fi astea două triunghiuri deștepte? Poate da. Vedem. Ia să vedem. Hai să ne oprim asupra lor. Păi. D, E, C. Ceau. Ce poți spune? D, E. C și cu B, D, F. Am uit pe figură. D, E, C. C. Și B, D, F. Pe D. Au D, B congruent cu D, C. D, B congruent cu D, C. Din ipoteză, mă gândeam la D în mijloc. Așa. Deci odată ne-am salvat ca asta cât ăsta la altul. Da. Asta e bun. Și ce mai am? DF. Mă gândesc că DF este eu. Este, nu? Da, pentru că e în ipoteză. Așa. Bun, nu mai trebuie un unghi. Neapărat unghiul dintre ele. Neapărat unghiul dintre ele. DF. Ia să-l facem noi ca să vedem bine. E vorba de unghiul așa. Și pe urmă partea cealaltă, așa. Cred că este 80 de grade. Ar fi ăsta care e maro, așa, e 180 de grade minus ăsta. Da. Și pe partea asta altă, ăsta de aici, ar fi 180 de grade minus cealaltă. Da. Dar cum triunghiurile acestea au fost date congruente. Congruente. Și unghiurile lor sunt congruente. Congruente, poate. Deci, suplimentele lor sunt congruente. Ar fi latura unghiului.
și suntem în cazul latur, gând, latur și mai de treabă, nu? Și atunci va fi din congruența triunghiului BF cât ce e. Da. Deci dăm drumul la treabă, da? Da, da. De unde să pornim? Pornim de la triunghiul D, nu, B, D, F și C, E, F. B, D, F și? Și C, nu, C, D, E. Și C, D, E. Deci fie triunghiurile. B, D, F. Triunghiurile B, D, F și triunghiul. C, D, E. C, D, E. Despre cele două triunghiuri spun că au. Ia să vedem ce au. Deci, C, B, D. B, D, da. Congruent cu cât cât. Cât de. B, D, congruent cu cât de. Mai știm că D, F este cât de. D, F, congruent cu F, E. Cu D. Cu D, E, da? D, E. Așa, corect. Asta din ipoteză, nu? Ipoteza amândouă. Da. Ipoteză. Și mai știm că unghiul. D, B. Să zicem unghiul. Ai, să zicem așa, că B, D, F, cu celălalt, cu E, D, C, suplimente ale unghiilor congruente. Sau putem să mai spunem că unghiul F, D, C este congruent cu D, E, C. F, D, C, așa să plecăm, cum spui tu, că e mai interesant. Deci, F, D, C, F, D, C, e congruent cu unghiul E, D, C, E, D, C, da, sunt congruente. Și atunci rezultă că și suplimentele lor, adică B, D, F, da, B, D, F, congruent cu C, D, E. Cu C, D, E. Congruent cu C, D, E. Și spune suplimentar, da? Și cele acestea rezultă conform cazului de congruență la trunghiul latur, rezultă că trunghiul latur sunt congruente. Deci trunghiul latur. Trunghiul BDF și CDE. BDF congruent cu trunghiul CDE. CDE. Și aici rezultă că BF este cât că e. BF congruent cu CE. Da, și am terminat și punctul CE. Punctul CE. Și acum punctul CE, da? Și acum punctul D. Punctul D. BC nu, paralelă cu F. BC cu F. Trebuie să găsim o secantă. Corect. Păi secanta poate fi AF. Poate fi AE. Poate fi că E. Poate fi DF. Sigur că da. Deci secanta poate să fie... Poate să fie și DE și DF. Sunt o mulțime de posibilități. Da. Să vedem cea care ne convine aici. Da. Hai să luăm secanta AF. Mi-i concedă cu una. Da, pe una din ele. Păi și de la AF mă uitam pentru că acolo... Nu știu unghiurile paginii, le văd mai bine. În calitatea lor, secanta fiind asta, AF, da, secantă, problema care se pune este să reușim să arătăm că apar niște unghiuri corespondente. Da. Uite la ce mod. Sau alte interne. Noi m-aș duce la corespondente, adică ăsta de aici. Cu cel de acolo. Da, cu ăsta de aici, din triunghi. Oare reușim să arătăm că sunt congruente triunghiurile? Nu. Nu, trebuie congruența, ele sunt de calitate de corespondente, dar congruența ne trebuie în alt raționament. Ah, păi știm cum facem. Cum? Noi știm că D, F, D, nu, B, F, D, B, F, D, unghiul B, F, D, B, F, D, reinipâț. Da, și mai adunăm complementul ca să ajungă la 90 grade. Dragul, hai să-l vedem, dar nu-i 90 grade acolo.
Hai să vedem unghiul ăsta care e cu verde, E, F, N sau F, A. Unde îl vezi tu? Ce triunghi el? Vezi tu E, F, A. Între unghiul A, E, F. A, E, F. Ce fel de triunghi este A, E, F? Isoscel. Isoscel. Da, cam demonstrat. Am demonstrat asta. Am încis și am EF, AF, uite, chiar la punctul A. Și acum trebuie să demonstrăm că și triunghiul AM nu este isoscel. Și având cele două triunghiuri fiind isoscel cu același vârf, ca și în problema trecută. Și acest, nu, și ăsta e isoscel și atunci unghiurile astea vor fi astea două congruente și în calitate de corespondente le obligă pe drepte să fie paralele. Da? Ne rămâne acum să ne concentrăm pe AM, că este isoscel. Păi, domn profesor, noi am demonstrat la punctul, nu știu exact ce punct era, am început când am demonstrat că DM este cât NC. DM. La punctul B. DM. DM cu NC. Nu, BM. BM, așa. Cu NC. Foarte am demonstrat asta la punctul B. Corect. Acolo am demonstrat că triunghiurile B, A, M este cu cât CN, A și sunt isoscele. Deci mai știm că MA este congruent cu NC și dacă MA este congruent cu NC, rezultă că triunghiul MNA este isoscel. Exact. Deci am arătat chestia asta când am luat BM cât NC, nu? BM cât NC, am luat spre comparare când A, BM și cu ACN. Și fiind triunghiurile congruente, și la latura asta puteam să o marcăm ca da. AM cât AN. Nu? La punctul B am făcut. Cam arăta că... A, așa că congruență. Da, congruență, da? Da. Deci, practic, și triunghiul ăsta amână isoscel, da? Începem chiar cu asta, că e foarte important. Triunghiul amână. Triunghiul amână. Isoscel. Isoscel. Și în paranteză motivăm de ce. MA congruent cu NA. MA. A congruent cu A punct B. N A la B. Demonstrat B. Demonstrat la punctul B, da? Așa, ca să fie limpede. Apoi. Știm că A, E, F este isoscel. A, E, F isoscel. Da, triunghiul A, E, F isoscel. Unghiul A comun. Unghiul A comun. Rezultă din cele... Rezultă din cele trei. Da. Că unghiul A, F, E. A, F, E. Este congruent cu A, N, M. Unghiul, da? A, F, da, E. Unghiul. Congruent cu... A, N și M. A, N, M. Deci ai zis A, N, F, E. Cât A, N, M? A, N, M. Din cele două rezultate sunt corespondente. Din deci ele sunt congruente, da? Da. Dedesubt. Pentru dreptele B, C, E, F, B, C, E, F, secanta care? Secanta AF. Așa, așa, fără. Aceste unghiuri sunt și corespondente. Da. Da? Corespondente. Corespondente și congruente, da. Cele două. Înseamnă că dreptele acestea luate în calcul, BC paralel cu... BC paralel cu EF. BC cu EF. Deci, vezi, noi am arătat că sunt congruente, ele sunt și în calitate de unghiuri corespondente pentru secante și atunci le-au obligat pe dreptul acesta să fie paralele, da? Rapid, raționamentul l-am făcut. Am terminat și această problemă, să ne ducem... Da, mai avem o problemă. O problemă, s-o vedem. Are mai lungă. Da, mă ne sperie. Deci reușim să o facem, nu? Da. Are mai multe puncte? Da, are E până la F. Oh. E bine.
Înseamnă că stăm bine. Mare, deja mai rău care spate. Are probleme legate, am făcute? Te-ai gândit așa la niște probleme tari? Cu 4 zile. Cu 4? Cu 4 zile? Da. Băi, de capul meu, mă pun într-o situație delicată, am turat prin vine să fac ceva și să văd cum plec. Tu ce zici? E treaba mea, nu? Am și vorbit în film aici, dacă atât a fost face, am decât să o fac. Da, hai să vedem de vedea, în ipoteză. Triunghiul ABC să cer cu bază BC. AB mai mare decât BC. E sus, cu baza BC, da? Da. BC, bază. E sus, așa. Cu? AB mai mare decât BC. AB mai mare ca BC. M, P și Q, mijloacele laturii. M, P și Q, mijloacele laturilor, da? Da. Le vedem repede. Da. A, le spun acum? Am înțeles, M, P, Q, da. A, B, A, C și B, C. Deci, așa. E în mijlocul lui pentru A, B, da? Da, celălalt B, C. B, C și? Și, cum se cheamă? Asta ce spune? C, A, A, C. Mijlocele laturilor B, C, A, B și A, C. Deci B, C, B, C, A, B, A, D, B. B, C, A, C și A, B, C, A, B. A, B. Nu, deci primul e B, C. Primul B, C, da. Păi aia vine A, B și A, C. B, C, A, B și respectiv A, C. Da. Mediatoarele laturilor AB și AC concurente nu. Mediatoarele AB AC concurente nu. Concurente în O, da? Se intersectează mediatoarea. Ai zis M a lui A, B. Să vă dacă dă vreună. Nu, uite, mediatoarea lui AB intersectează mediatoarea M, mediatoarea lui AC. Intersectează dreapta BC. Mediatoarea lui AB și AC se intersectează. Intersectează dreapta BC în punctele D și E. Păi mai întâi mi-ai spus că mediatoarele se întâlnesc într-un punct. Deci, mediatoarele laturilor AB și AC, da, concurente în O. Deci, egal mulțimea formată din O. Intersectează dreptele BC, adică mediatoarea lui AB intersectează BC și dă punctul D, respectiv F. D, și a mediatoarea lui AC intersectează pe tot pe BC, da, și e egal punctul E. Punctul E. Așa. Cam asta cred că e ipoteza. Da. Și în concluzie. E o concluzie. A până la E. Așa. Amic. Amic. P, D, concurent cu Q, E. Amic. P, D. Concurent cu Q, E. Q, Q, E, da? Da. A. Triunghiul A, D, E, isoscel. Triunghiul A, D, E, isos, C. C. Triunghiul, nu, A, O, M, colinioare. A, O, M, colinioare. P, Q, paralel cu BC. A, B, C, D. Cum? BQ. BQ. Paralel cu BC. Cu BC. Și E. E. MQ. MQ. Paralel cu AB. Paralel cu A. Vrem de muncit. Așa. Luăm repede un triunghi isoscel. Baza e BC. Da. BC e mai mică. Mai mică decât AD. AB și AC.
Așa. Deci A, D, C, A, B, C, triunghi isoscel, în care AD e mai mare decât BC, E în mijlocul lui BC, E, așa, P al lui AD, P și Q al lui AC. Mediatoarea lui AB, ce înseamnă mediatoarea? Adică cea care cade, unește vârful cu mijlocul. Nu, care cade pe punctul pe mijlocul. Cum AB avem pe un cum mijloc. Cum ați dumneavoastră. Așa? Mă duc și duc perpendicular. Da. Și care perpendiculare se întâlnește cu BC într-un punct, spune, D. Vezi? Da. Până aici că am dus perpendicular. La fel, perpendicular adusă în Q, o întâlnește cu BC într-un punct E. Punctul E. Da? Perpendicular adusă și într-un punct și altul întâlnește în punctul E. Cele două s-au întâlnit în punctul O. O, da. Cele două mediatoare, da? Toate trei, de fapt. Da. Și AM și mediatoarea lui AC și lui BC se întâlnesc toate într-un punct O. O. Trebuie să arătăm că până întâi cât Q e. Până D e cât Q e. Deci pot este cât Q e? Păi... 4, 8... În triunghiuri n-avem husele în catedră. Ba da. Trebuie să ne ducem pe un... Pe un triunghi. În care? P, B, D... P, B, D, corect. Și Q, C, E. Corect. Deci astea ar fi triunghiuri. Da, triunghiuri. Și ce putem spune de cele două triunghiuri? Deci au că PB congruent cu QC. PB cu CQ. Corect. Asta știu din ipoteză că era triunghi isoscel și jumătățile toată atât de tine, da? De asemenea, ca să nu pierd timpul, și unghiul ăsta de la bază de aici. Este congruent cu celălalt. Ăsta la altul, deci din triunghiul ăsta și între celălalt pe ramă. O latură, ori în unghi. Și am și unghi de 90 de grade. Da. Păi suntem... Da. Suntem bine. Suntem gata. Da, adică avem unghi la trunchi. Deci unghi? La trunchi. Latură, unghi la trunchi, nu aici. Da, unghi la trunchi. Avem unghiul Q, latura Q, C și unghiul C. Corect. Și gata, și gata, suntem în simțul ăsta. Deci punctul A mic, hai să și redactăm, că nu trebuie timpul. Deci fie triunghiurile care își vorbește. P, B, D. P, B, D. Și triunghiurile Q, C, E. Q, C, E. Despre cele două triunghiuri spun că au. Deci unghiul P, B, D congruent cu Q, C, Q, C, E. P, B, D. Congruentul congruent cu Q, C, E. Q, C, E. Din ipoteză, nu? P, B congruent cu Q, C. P, B congruent cu Q, C. Q, C. De unde e asta? Tot ipoteză. Tot ipoteză. Jumătățile triunghiilor. Da, și B, P, D. B, P, D. Congruent cu Q, Q, E. Q, Q, E. Măsura. Asta e măsura unghiului. Așa e egală cu măsura unghiului. Q, Q, E. Și e egal cu 90 de grade. Aici e cazul de unghi la trunchi. Unghi la trunchi. Triunghiile P, B, D și Q, Q, E. Deci triunghiile bate în discuții. Triunghiile P, B, D. Și Q, C, E. Congruent cu triunghiul
C, Q, E. F, Q, E. Și din congruența triunghiurilor iese că? P, D, congruent cu Q, E. P, D, congruent cu Q, E. Și sigur și celelalte elemente fac. Da, toate celelalte. Acum, punctul B. A, D, E, isoscel. A, D, E este isoscel. Domn profesor, nu putem să scriem aici când am comparat că unghiul Q, E, C este cât P, D, B? Q, E, C, sigur că da, Q. Hai să adăugăm aici, s-ar putea să ne trebuiască rezultatul ăsta, da? Q, E, C, unghiul Q, E, C, congruent cu unghiul care? P, D, B. P, D, B. Unghiul P, D, B. Aici trebuie să spun că A, D, E, isoscel. A, la ce? La punctul B, da? Da. A, D, A, D, E. A, D, E, isoscel. Ori trebuie să arătăm că laturile sunt congruente, ori trebuie să arătăm că unghiurile sunt congruente. Da. Eu mă ajută ce... Tu pe ce te duci? Hai să văd de la tine. Mă gândeam la laturi. La laturi. Ca să arăți laturile, trebuie să-i prinzi în două triunghiuri. Da, pe mă gândeam la triunghiurile A, Q, E. A, Q, E, corect. Și A, P, D. Ce poți să spui de A, Q, E și A, P, D? Ce au astea? Unghiile de 90 de grade. Sunt triunghiuri de tunghice, da. Mai au că P, D este cât Q, E. Că ai aflat-o mai înainte. Da. P, D, P, Q, E, da. Și ne mai trebuie un unghi sau latură. Hai să încheiem cu latură. Cred că știi ce latură. P, A. P, A. Congruent cu A, Q. Corect. Și aici arătăm și că și A, D, E, S, S, S. Deci fie triunghiurile care? Triunghiurile P, A, D. A, Q, E. Și A, Q, E. Despre cele două triunghiuri pot să spun că A, Q, congruent cu A, P. A, Q, congruent cu A, P. Ipoteză. Da. Mai spun că A, P, D, congruent cu A, Q, E. A, P, D. Măsura la cu E, da. Egală cu măsura. Hai să spun exact, știi tu, A, Q, E și egal cu 9 de grade. Da, și mai am că Q, E cât P, D. Q, E. Cât P, D. Congruent cu P, D de unde? Din ipoteză. Nu, din demonstrație la A. De A. Da, demonstrație la punctul A. Calculul de congruență latură unghiulatură. Latură unghiulatură. Rezultă atunci că? Rezultă că triunghiurile PAD și AQE sunt congruente. Triunghiul PAD. PAD. Și AQE sunt congruente AQE. De aici va rezulta că triunghiurile fiind congruente, A e congruent cu ED. A e congruent cu AD. AD. Și congruența lor. De aici rezultă că triunghiul EAD isoscel. EAD isoscel. Și triunghiul fiind isoscel. Triunghiul fiind isoscel.